Bursucul de miere este un adevărat rege al animalelor care câștigă aproape orice luptă, iar puii ghepardului sunt unele dintre cele mai neprotejate animale din Africa. Poate să-i ucidă aproape orice predător. Ani întregi aceștia s-au uitat la bursucii de miere, i-au invidiat, până când un eveniment întâmplător le-a permis să-i ducă de nas pe toți. Știți cum se întâmplă, nu? Dacă te arzi de fierul de călcat odată, vei ține minte pentru toată viața că această suprafață mai bine să nu fie atinsă, pentru că poate provoca durere. Păi, iată, bursucii de miere sunt gen fierul de călcat în lumea animală. Probabil că voi știți deja de ce sunt capabili și ați văzut videouri cu aceștia în care luptă cu absolut oricine, mai ales cu șerpii. Nu m-aș mira dacă într-o zi s-ar urca pe un tank și l-ar zgâria până la moarte, că era prea zgomotos. Dar nu numai oamenii și-au dat seama de ce sunt capabile aceste animale. Nimeni nu vrea să se confrunte cu ei, fiindcă acești tipi sunt prea duri. Gheparzii știu asta nu mai rău decât alții. Dacă vă veți uita atent la culoarea puiilor de ghepard, veți observa că nu e atât de simplă. Blana de sus este deschisă, iar cea de jos mai întunecată. Nu vă amintește despre nimic? Ce poate fi mai fain decât costumul animalului de care se teme toată lumea? Cine va decide să-ți atace puiul când acesta arată ca un bursuc de miere? Datorită acestui hack pot să se protejeze chiar și de lei, care deloc nu privesc gheparzii ca mâncare de fapt. Stop! Atunci de ce îi mai vânează? Pur și simplu leii pot să-și planifice foarte bine viitorul. Aceștia împreună cu gheparzii fac parte din același tip. Asta înseamnă că sunt concurenți și concurează pentru resurse. Dacă vor fi mai puțini gheparzi, atunci toate antilopele vor fi ale leilor. Dar să facă față unui ghepard mai matur nu va fi ușor. Acesta pur și simplu va fugi de la ei. Înseamnă că problema trebuie eliminată înainte ca să apară și să prindă puii. Dar nu pe aceștia. Aceștia arată ca niște bursuci de miere. Mai bine e să nu avem treabă cu ei. Dar de ce atunci pe alături se află gheparzi adulți? Leii rămân confuzi. Dar haideți să nu judecăm. Puii de ghepard chiar sunt ușor de încurcat cu bursucul de miere, mai ales de departe și dacă nu atrage atenție la detalii. Și nu contează că sunt total diferite specii și nici măcar nu se înrudesc. Când imitarea ajunge la așa nivel, detaliile astea nu mai contează. E destul că un bursuc de miere adult ajunge la lungime de 50 de centimetri, iar gheparzii ajung la această lungime undeva la 4 luni. Faptul că au cozi complet diferite nu mai cred că contează. Hei, leule, ce crezi despre asta? Leul nu cred că poate să facă o diferență atât de detaliată. Dar cum rămâne cu înșiși bursucii de miere? Ei sigur trebuiau să observe că puii de ghepard în mod regulat organizează cosplay-uri fără niciun Comic-Con. Sinceră să fiu, nu am găsit date științifice, cercetări sau măcar martori. Asta în condiția în care există martori care au văzut cum bursucii de miere când atacă mușcă adulții de... cei mai scump. Ați înțeles voi. Dar înșiși bursucii de miere pot să fie duși de nas de așa camuflaj până nu se vor apropia și nu vor adulmeca. Într-adevăr, aceștia au un simț al mirosului foarte dezvoltat. Anume datorită lui găsesc prada, dar preferințele lor gustative, să zicem așa, sunt destul de speciale. Și nu vorbesc aici despre dragostea față de șerpi, pe care îi mănâncă ușor ca și cum oamenii mănâncă spaghetele. La urma urmei, fiecare dintre noi are o mâncare preferată pe care nu o înțeleg alții, însă bursucii de miere chiar mănâncă absolut orice. Insecte, amfibieni, păsări, ouă, mamifere de diferite mărimi, fructe, rădăcini, legume, poate ciuperci și copaci, cine știe, probabil. Și prada e înghițită de-a întregul, inclusiv cu tot cu blană, pene și oase. Dar e adevărat că din prada mai mare aleg să atace oi și capre, nu lei și gheparzi. Și cine stă acum să se certe cu bursucul de miere vis-a-vis de dieta lui? Eu n-aș face asta. Se zvonește că uneori ei chiar operează la cimitire. Nu m-aș mira dacă oamenii s-au inspirat de la ei când au inventat strigoii și alți monștri. Dar nu cred că toți cu care bursucul de miere se ia la luptă vor deveni cina lui, pentru că uneori sunt animale prea mari. Așa, într-una dintre rezervațiile naturale, un fotograf a prins pe cameră un bursuc de miere care a atacat o antilopă când aceasta bea apă. Nu știu ce a făcut ea să le enerveze așa de tare, poate tropăia mult prea puternic cât bursucul dormea, sau s-a uitat rău cumva la el. Dar însăși ideea de a ataca un animal care e minim de 10 ori mai mare decât tine nu e prea strălucită. Și uitați-vă la aceste coarne! Dar bursucul de miere pe care antilopa l-a aruncat la 6 metri în aer nu a fost rănit deloc. Tot ce făcea e să se ridice înapoi, să se scuture și să se arunce din nou în luptă. Dar bursucii ăștia nu sunt doar foarte agresivi și rezistenți, pielea lor este foarte groasă, elastică și greu de mușcat. Nu contează că sunt colții leului, șarpelui sau a câinelui, dar ce să mai vorbim, pielea lui poate să reziste și loviturilor de maceta. Adăugați de asemenea săgețile și sulițele și va fi clar de ce bursucii de miere sunt atât de curajoși. Cum poți să nu fii curajos în așa condiții? Probabil că unica variantă e să nimerești cu un glonț direct în capul lor, dacă aveți noroc să faceți asta, desigur că... Și cineva se va porni în luptă cu acest animal după tot ce am auzit? Nu cred. E de ajuns să luăm statistica de lupte și înfrângeri ca să înțelegem de ce gheparzii au ales anume acest camuflaj. Bursucul de miere va câștiga multe animale, precum leopardul, el de asemenea va câștiga harpia sud-americană, va rămâne viu după lupta cu lupul și probabil că doar crocodilul se va descurca cu el, și asta doar datorită puterii mușcăturii lui. Ok, cu bursucul de miere ne-am lămurit, nu mai există întrebări, dar să ne întoarcem la gheparzi. Cu cei adulți totul e clar, ei vânează și în timpul vânătorii trebuie să rămână ascunși. De aici și au așa blană, iar puii, ei nu au o șansă prea bună la supraviețuire. Doar 17% dintre gheparzii nou-născuți ajung până la vârsta adolescentă. Cât mama lor vânează, puii trebuie să se ascundă în iarba înaltă, căci de altfel vor deveni pradă ușoară pentru oricine. Însă asta a fost o problemă pentru mult timp, până când a avut loc o eroare și pe lume a apărut primul ghepard de culori mai neobișnuite. Interesant, câte variante a avut natura înainte de a ajunge anume la asta. Dar să fim de acord, acesta este camuflajul perfect, lung și deschis în partea de sus, pot să se contopească perfect cu savana. Se numește manta și nu o veți diferenția deloc de iarba uscată. Iată câți gheparzi sunt aici, spuneți-mi vă rog, nu veți putea ghici niciodată. 3, 5, 10, vedeți iarba aia de lângă casă, acolo câți sunt? Nu cred că aveți răspuns la această întrebare, dar cum rămâne cu animalele care nu au primit biletul norocos pentru camuflaj din partea naturii, să sufere și să fie mâncate? Cu părere de rău în cele mai dese cazuri, da. Dacă nu te poți ascunde de prădători, atunci ai pierdut cursa evoluției. Nimic personal, doar selecție naturală. Însă, în caz de urgență, poți apela la alpaca, după ajutor. Acestea știu cum să protejeze oile. De exemplu, și unii măgari se descurcă mai bine decât câinii în această privință. Ne întoarcem la alpaca, ea este o altă opțiune. Ele nu pot să suporte vulpile și le alungă de la turmă, mai ales că ele înțeleg că prădătorii nu vor găsi puii dacă îi vor băga în iarbă mai înaltă. Își dau seama că n-au cum să camufleze puii în bursuci de miere artificial. Da, când așa ceva nu e posibil, poți să te camuflezi într-un tufiș. Ce? Nu, oile nu fac asta, în schimb cerbii deseori își pun în coarne iarbă, crengi și tot felul de plante. Oamenii de știință consideră că în așa fel își demonstrează puterea. Atrag femelele și sperie rivalii, căci nu fiecare ar decide să atace așa ceva. Prieteni, acesta a fost episodul nostru de astăzi, scrieți-ne ce ați aflat nou din el. Nu uitați să ne puneți un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!